Bună ziua, stimați telespectatori! Iată-ne din nou în spațiul emisiunii Studioul de Poezie, unde, alături de Casian Maria Spiridon, îl avem ca invitat astăzi pe Dumitru Vacariu. Ce să vă spun? E o personalitate complexă. Începând de la scriitor, făuritor de muzee, și, nu în ultimul rând, cercetător. Dumitru Vacariu atinge vârsta senectuții. La cei 86 de ani, anul acesta va face, e un exemplu de rezistență. Vreau să vă aduc aminte că pentru un eveniment pe care l-a organizat în 1957, când se împlineau 500 de ani de Ștefan cel Mare, Dumitru Vacariu a fost pedepsit și închis 6 ani în pușcăriile comuniste. Nu a ieșit din viața literară, ci din contra, a devenit o voce distinctă și, așa cum vă spuneam, a devenit favoritorul Muzeului de Literatură Română de aici, de la Iași. În primul rând, pe noi ne interesează un muzeu care este legat de evenimentul acesta, de Studioul de Poezie, și anume Muzeul Teatrului. Deci Dumitru Vacariu este cel care a construit și acest Muzeu al Teatrului, da, care, din păcate, a fost reverticat și nu mai există în Iași. A fost pierdut, să spunem așa, dar munca de muzeograf a lui Dumitru Vacariu se păstrează. Exemplar. Da. Haideți să-i spunem un binevenit în spațiul Studioului de Poezie. Bine v-am găsit și mă bucur foarte mult că am posibilitatea să discut cu două personalități importante în viața culturală a Iașului. Să cerem îngăduință telespectatorilor să vorbim puțin mai tare, pentru că, iată, și nu numai vârsta, ci caznele vieții pe care Dumitru Vacariu a trebuit, și cu siguranță că întreaga sa operă, și cea poetică, cât și proza, îl are ca, știu eu, un personaj ce bântuie toată scrierea sa, ca Shakespeare, nu? Experiența cancelară. Exact. A fost o traumă și cu siguranță că nu, lucrul acesta nu poate fi uitat. Domnule Vacariu, când ați scris prima poezie? Prima poezie, nu mai țin minte, eram elev la școala normală din Piața Neamț și am participat la un concurs literar organizat de ziarul din Piața Neamț și am scris cu ocazia aceasta o povestire, o schiță, aș putea spune, se numea Angajamentul, și o poezie, cum am intitulat-o eu atunci, Spre viitor, un titlu curios îmi pare astăzi, dar nu mai țin minte nici măcar un cuvânt din acea poezie. La concurs mi-a fost premiată schița. Despre poezie nu prea s-a vorbit, dar nici n-aveam nevoie, eram fericit că fusesem premiat. Mi-am luat cu premiul respectiv o pereche de sandale. Deci e merita povestirea o pereche de sandale. Bun, și de atunci acest premiu v-a dat încredere în proză și poezia, rămânând în plan secund?
Eu am fost atras mai mult de proză, însă pentru că ați pomenit că am făcut închisoare în perioada comunistă, vreau să vă spun că pe lângă faptul că în detenție nu aveai cum să scrii nici într-un fel, deci să scrii, nici să citezi, da, decât numai pe coș de săpun cu ceva ascuțit, cu un pai sau... altfel nu se putea. Dacă erai prins și cu coaja aceea de săpun scrisă, vai de mama ta. Și fiind nevoit totuși să scriu, adică simțeam nevoie să scriu, m-am apucat și am scris un poem care va apărea curând publicat de editura Junimea. L-am are vreo 100 de pagini. Nu l-ați mai publicat? L-am publicat de curând la editura lui Panaite Alfa. L-am publicat împreună cu romanul Poteci fără întoarcere, care tratează aceeași temă. Dar eu am vrut ca acest poem să apară separat. Da, da. Și de asta l-am dat la editura Junimea să apară în curând cu binecunoscuta prefața prietenului Ion Holban. Și vreau să vă spun că în detenție fiind, am fost nevoit să scriu în versuri și să rememorez. Să țineți minte, da. Și așa o să vă... Dar n-aveți cum să vă mirați, pentru că sunteți scriitori și înțelegeți lucrurile astea. Peste 100 de pagini, deci le-am memorat. Și am recitat poemul ăsta foarte multor prieteni din detenție și mă simțeam fericit. M-am îmbolnăvit în detenție, cumplit în bălțile Brăilei, se știa că voi muri. N-au avut fericire cei care mi-au dorit moartea. N-au avut șansa asta. N-au avut șansa să mă îngroape. Și comandantul lagărului de acolo, un comandant nou numit, a aflat în scurt timp după numirea lui acolo că eu am scris un poem pe care l-am recitat mai multora. Se afla foarte ușor. Cam tot ce se spunea și tot ce se făcea se afla de conducerea lagărului. Așa că a aflat și el și mi-a trimis prin doctorul tot deținut de la dispensar, de la cabinetul, așa zisul cabinet medical al lagărului, un caiet de 100 de pagini pe care l-am și astăzi, pentru a scrie poemul respectiv. Am scris poemul respectiv, am predat caietul fără să-mi dau seama că acesta mă va urmări și la Gherla și în alte părți unde am mai fost închis și mi se va oferi la eliberare. Am avut noroc și de oameni deosebiți în detenția mea, cărora mă închin și astăzi, așa cum m-am închinat întotdeauna, pentru că dacă nu ar fi existat și nu ar exista oameni buni în viața unui popor sau în viața noastră, de mult am fi capitulat în fața greutăților vieții. Așa că eu am avut norocul acesta ca să mi se restituie
poemul pe care îl scrisese. Revenit din detenție, am pus poemul într-o valiză și vreo 30 de ani n-am mai umblat la el. De curând, aducându-mi aminte de poem, l-am dat, după cum v-am spus, să-l publice împreună cu versiunea în proză, dar schimbată mult, romanul Poteci fără întoarcere. Haideți să mai spunem telespectatorilor că ați publicat în 1979, Dincolo de poveste, o carte de povestiri, în 1984, romanul Bărzăunul și restul lumii. De regulă, dumneavoastră începeți să scrieți pentru copii. Apoi, Vornicul țării de sus, în 1984, tot roman. Era justificat, da, un roman istoric. Poteci fără întoarcere, în 1987. Cumoara, în 1988, un poem. Da? Aventura dincolo de timp, deja ne oprim aici, că intrăm în 1990. Haideți puțin să încercăm să ne recitați din poezia dumneavoastră, poate vă amintiți cea pentru care ați făcut pușcărie. Aproape fiecare poezie pe care am scris-o are tristețea ei și povestea ei cu totul și cu totul deosebită. Să vă recit poemul de care vă vorbeam, scris cum am ajuns la Gherla. Pentru că acolo am avut surpriza să aflu că soția mea, că fusesem căsătorit înainte de detenție, soția mea dăduse divorț, iar... Se practica asta pe iată. Poftim? Se practica asta foarte mult, deci unul politici da. Au primit vestea asta. Da, și m-a durut mult gestul ei. N-am să-l pot înțelege, nu de înțeles să-l înțeleg, dar nu-l pot accepta. Da. Și am scris o poezie, Toamnă vicleană. Să vă recit poezia asta. A mai înflorit oare trandafirul din fața casei tale? De mult, într-o toamnă, visam lângă el sărutul de aur al visului mire. Un val părea cerul și zarea brățară, iar dragostea noastră comoară din basme săpată și ascunsă în inima noastră de zâna izvoarelor din pădure albastră. Tu surâdeai și parcă vedeam răsărind din adâncul ochilor tăi chemarea cocorilor către codrul cu poene de cântec de pe celălalt tărâm al depărtărilor. Pe jos, răvășite, ucise în minciuna sărutului toamnei, zăceau cu miresmele pale rubinele atâtor și atâtor petale. Te-am sărutat atunci întâia oară, acoperind cu părți de noapte ochii vicleni ai toamnei. Nu știam pe atunci, cum n-am știut niciodată, că totul în viață se aseamănă atât de bine cu povestea petalelor trandafirului din fața casei tale. Ei, dar ăsta-i doar un început. Dar fi să vă spun povestea fiecărei poezii
E foarte interesant pentru istoria literară și pentru creația noastră interesant de aflat, adică de povestea fiecărui poem, mi se pare la rândul ei un alt poem, povestea. E un alt poem, atașat la poemul. Știi ce te-aș ruga, dacă nu te superi? Mă rog. Roagă-l pe case să vorbească, mai, vorbească tare. Mai tare, că altfel nu știu ce se întâmplă. El deja țipă. Eu vorbesc. Nu, vreau să spun că povestea atașată poemului este la rândul ei un poem. Așa că merită. El vă invita, ca să vă traduc ce vă spune, el vă invita să rămânem puțin în zona aceasta de istorie literară, e foarte interesantă. Această emisiune ce face? Vrea să prezinte telespectatorului atât creația autorului, cât și date de istorie literară. Da. Adică pot fi lucruri pe care nu le-ați mai spus niciodată, nici măcar anchetatorilor. Și în schimb o să ne le spuneți nouă. Da. Mai aveți un poem care să fie din zona începuturilor dumneavoastră? E, bineînțeles. Păi haideți. Vă ascultăm, vă ascultăm, domnul Bacar. Nerostită rămâne vei cântecelor mele. Întoarcere oarbe te vor purta iurea până la marginea gândului, unde grele își va desprinde de tine crengile pădurea. Rămâne vei pe stânca aceea departe statuie a singurătății și uitării. Amăgirile îți vor închina cu brațele moarte cupa de umbre a înserării. Ei, dar nu mă mai scormoniți, că vă țin numai în versul da, până... E foarte bine, că asta avem. Asta e logica emisiunii, cu siguranță. Poemul acela de 100 de pagini, îl știți? Care? Poemul pe care l-ați scris în pușcărie de 100 de pagini, care trebuie să apară acum la jurimea. L-am știut... Tot când l-am recitat de sute de ori. Ca să-l puteți ține minte la ieșire. Nu? Adică nu l-ați scris, pentru că n-aveați voie în pușcărie să scrie, și l-ați memorat. Da, l-am memorat. Da. Un fragment din el. Un fragment, dacă se poate. Ori știu, poate mulți, povestea asta, să încep cu prologul. Da. Că-i veche moștenire din străbuni, dar nimeni n-a purces să-l hui pe creasta pleșuvă și mușcată de furtuni, acolo unde pierd milenii mute împinse în veșnicie de năluci și unde pala viforului iute prăvale norii în străfund de tuci. He-he! Acolo să te apuci o seară când toamna șcată în codre așternut. A dispărut, nu? Mai rețin aproape din fiecare cânt, dar să vă dau o descriere a Moldovei, a locurilor mele. De la Pipirig? De la Pipirig. Deci, din zona lui Creangă, da. Să știți că nu vă mint, familia mea după mamă este rudă, rudă cu familia Creangă. Da, eu niciodată n-am spus lucrul acesta, nici ca elev, nici ca student. Rudele mele, școlite prin străinătăți, frații de-ai mamei, au analizat viața familiei noastre și au scris împreună cu Ghete Chirilianu, marele cărturar de la editorul lui Creangă. Editorul lui Creangă. Editorul lui Creangă. Am
analizat și au analizat și au prezentat arborile genealogic al familiei mele. Pe mine prea puțin m-a interesat aspectul acesta, că eram mândru că mă trag dintr-o familie de oameni întregi la minte și la suflet, e adevărat. Dar am în postfața care am scris-o la poemul Piatra Dediului, așa se cheamă poemul dat la Junimea, arătam că mă trag din cea mai nobilă viță de strămoși. Și adevărat, cea mai nobilă viță de ciobani și văcari și oameni ai pădurilor, oameni frumoși la suflet, de o curățenie sufletească cum nu mi-am putut eu da seama după aceea că au putut exista. Pe mine asta mă bucură foarte mult, că măcar strămoșii mei acolo unde se află acum nu fac de râs neamul omenesc. Haideți să revenim la poezie și să vă mai scormonim memoria, poate mai găsim o bijuterie dintre cele care ne le-ați recitat până acum. Da, aș putea spune atât de multe și mi-e greu să mă opresc la unele dintre ele, dar să revin la ce vă spuneam cu descrierea Moldovei. Așa. Din... Da, da, da. Departe cât cu ochii pot să cuprinzi ocol, Moldova se deschide în plin. Ceahlăul ca un nor încremenit în gol protește necuprinsul lin. A neamțului cetate și mănăstiri grăiesc de vremi de care nu mai știm. Nici vraja închipuită a unui plai ceresc nu-ți dăruie mai mult sublim. Ușor ca o spinare de uriaș culcat, hălău ca se răsfrânge în jos, poiana din povestea cu un vrăjit palat, cu o zână și cu un făt frumos. Legenda glăsuiește că au poposit cândva la stână, ospătând de-au frânt un caș, cum doar hălăul ca s-a învrednicit a-i da măria sa Ștefan cel Sfânt. Și zis-au către hatman, eu poruncire dau la moarte să mai gust măcar un caș de-n străcătoare de preaist coclau și o ploscă de bătrân cotnar. Ei, și ăsta e un fragment din unul din cânturile poemului de care vă... De 100 de pagini. Poemul de 100 de pagini pe care... Da, da. În afară acestui poem, ce ați mai scris în spațiu carceral? Am scris o serie de psalmi, Părintele Stoleru mi-a recitat unii psalmi la postul de radio Trignitas, dar pentru unii m-a cam forfecat și are dreptate, dar ce să fac dacă viața mea m-a îndemnat să mă iau uneori la ceartă și cu Dumnezeu? Nu-i vina mea. Și am scris psalmii fiului rătăcitor. Mm-hmm.
ăsta este un volum așa intitulat. După aceea am mai scris câteva zeci de poezii și le-am împreunat cu psalmii respectivi și le-am publicat în volumul Cântecul Lebedei, spunând că e ultima carte, dar n-am avut noroc. Nu, noi am avut noroc. Da, dar ați mai scris ca volum de poezie, deja după 1990, Templul Amăgirii. Templul Amăgirii. Acestea sunt poezii de dragoste închinate fostei mele soții, pe care n-am putut să o iert și nu voi putea să o iert nici dincolo de mormânt. Acum, ar fi prea trist ca să vă recit din poeziile astea. Haideți să luminăm puțin întâlnirea și să ne recitați din Cercul de Lumină. Cercul de Lumină e un volum închinat copiilor, dar să știți că tot ce am scris este închinat copiilor, copiilor de toate vârstele. Așa e. Că și eu mă consider încă un copil. Ați scris? Aveți doi copii aici care abia așteaptă. Ați scris pentru copiii din noi, de fapt. Da, da. Copiii din noi. Acestora le-am scris. Două vrăbii și o găină s-au luat la ceartă lângă o tavă cu făină fiartă. O pisică stă la pândă măsurând o grada, așteptând de zor flămândă prada. Vrăbiile prind de veste și zboară grăbite, ciripind, și zboară din față, ciripind de ea, spre ea că este hoață. Miau, miorlau, pisica sare, prea târziu, sărmana, și-și zburli de supărare coada. Și încă una tot copiilor, de data aceasta copii mai cam de vârsta noastră, mai pedepsiți, așa. Mai copți, așa. Un șoim mai blând de felul lui s-a îndrăgostit de o găină și-o tot pândea mereu, mereu la baie, în colb sau în grădină. Găina îl pândea cu un ochi și crâia: Tu, Doamne, să nu mă de ochi! Iar șoimul glonț în calea ei, găina s-a zburlit. Ce vrei? Întinde-o, nene, înapoi. Ori crezi cumva că nu știm noi, tu urmărești să ne despoi și apoi... He-he, ce naiba, bre? Mâhnit de asemenea ocară, rămase șoimul foc și pară și într-un târziu, pierind sfiala, a tras zburând spre cuib morala. Sunt un prost, tonoarea mea că n-are rost să te închini unei găini. Morala-i bună. Da. Stimați telespectatori, invitatul nostru, vă reamintesc, este ctitorul muzeelor literare din Iași. De fapt, este unul din temeietorii acestui complex, este cel mai mare muzeu al literaturii române, cuprinde 11 muzee și case memoriale. Bucureștiul are vreo 3 case, nu? Clujul 2, Iașiul are aceste 11. Are 12, da. Da. Muzeul Teatrului a fost pur și simplu pierdut. Dar să vă reamintim despre Casa Dosoftei, casele memoriale Otilia Cazimir,
Mihai George Codreanu, Topărceanu, Mihai Codreanu, Mihai Sadoveanu, Casa Pogor, da? Și spuneam Muzeul Teatrului. Să vă spun ceva. Cea mai mare fericire a mea a fost când am intrat în Casa Dosoftei, după ce organizasem, o pusesem la punct, și după vizita lui Miu Dobrescu la braț cu Grigore Botez și cu alți cetățeni care au venit și au cinstit acest muzeu, deși nu era voie să se organizeze un asemenea muzeu. Dar o personalitate cum a fost Miu Dobrescu și-a dat seama că reprezintă o mare valoare nu numai pentru Iași, ci pentru întreaga țară. Și asta nu vreau să-mi aduc mie o laudă, Doamne ferește, ci să spun că în Casa Dosoftei se adăpostesc valori de o frumusețe și de o importanță covârșitoare pentru literatura română veche și pentru întreaga cultură veche românească. Și țineți cont că pe unele cărți au pus mâna sau le-au scris sau le-au oferit într-un fel sau altul niște sfinți, începând cu Ștefan cel Mare, am cărți scrise din porunca lui Ștefan cel Mare, de diacol Fedca sau de alții, Constantin Brâncoveanu cu o dedicație deosebit de frumoasă către Constant Stolnicul, Constantin Cantacuzino, apoi Antimi Vireanu, acest martir al vieții noastre spirituale, și Sfântul de la Ipotești, Sfântul, dacă nu mă înșel, Mihai Eminescu. Și mulți alții. Cărți, fiecare carte de acolo, fiecare manuscris, fiecare document își are povestea lui extraordinar de interesantă și de frumoasă. Și cum a fost descoperită și ce credeau unii și alții despre aceste valori. Am fost fericit că am organizat, în primul rând, Casa Dosoftei. Deși când am început eu activitatea, mi s-a spus că să fac o expoziție în Casa Dosoftei privind literatura română veche. Zic, cu ce să fac muzeul ăsta? Cu fotocopii de la Academie, de la Biblioteca Centrală? Zic, eu un muzeu de fotocopii nu voi face niciodată. Zic, mă retrag de la muzeu. Ciopraga mă adusese, întors proaspăt din pușcărie, mă recomandase să lucrez la Muzeul Literaturii și am avut, deci, fericirea aceasta extraordinară să adun și să-mi treacă prin mâini cărți extraordinar de valoroase. Pentru asta mă simt deosebit de fericit. Celelalte, Casa Pogor, cel puțin 80%, dar mai mult, din valorile care sunt la Casa Pogor, tot eu le-am adus. Am avut noroc că am cunoscut în pușcărie o serie de mari cărturari și prin ei am cunoscut pe alții și pe alții. M-am certat cu Dan Simonescu, care era pe atunci directorul Bibliotecii Academiei și care voia să cumpere de la Cardaș cel mai vechi manuscris românesc datat. Și i-am spus lui Cardaș că stătusem cu el în pușcărie.
domn profesor, cartea asta merge la Iași. Și categoric a venit la Iași împreună cu foarte multe alte cărți și prin cartea așa am cunoscut mulți, mulți alți cărturari și colecționari. Am avut noroc. Dar cum de-a fost posibil? E o întrebare care astăzi cu siguranță că ar interesa pe foarte mult. Cum de-a fost posibil ca dumneavoastră, ieșit din pușcăriile comuniste, să fiți reabilitat prin muncă la muzeu? Eu după ce am ieșit... Ați fost șomer vreo câteva luni? Am fost... În primul rând, după ce am ieșit din pușcărie, mi s-a dat postul de profesor la liceul numărul 2 din Vaslui. În scurt timp după aceea... Da. După aceea, întrucât n-am respectat anumite porunci venite din lumea întunericului, am fost dat afară din învățământ și după câteva luni de șomer, dar nu era vorba de șomer, că șomerii aveau bani, da. Aveau anumite sume de bani, eu n-aveam cu ce trăi și a trebuit să trec prin situații din astea și am umblat prin toate părțile. Voiam la un moment dat să fiu controlor de bilete pe un autobuz. Mm-hmm. Mă cer. Trebuia să supraviețuiți asta. Da. Da. Nu mai aveam cu ce trăi. Și mi-am luat la un moment dat inima în dinți și m-am dus la primul secretar de acolo, unul Stănescu se chema la Vaslui, și l-am întrebat ce are de gând să facă cu mine. Și el a dat un telefon la stațiunea de mașini și tractoare din Vaslui, unde am intrat, dar n-am stat decât vreo două luni, trei luni acolo. Și ați venit și am venit la Iași cu gândul să merg la Piatra Neamț, la un frate al meu, să am și eu o bucată de pâine asigurată. La Iași însă am fost oprit de domnul Ciopraga, de câțiva foști prieteni și care mi-au și găsit un serviciu după aceea. Și îndată mi-au găsit un serviciu la Centrul de Librării și Difuzarea Cărții. Director era Moscovici Haim, un om de bunătate sufletească, cum rar mi-am putut închipui că pot exista directorii. Și el a fost unul dintre cei care m-a ajutat efectiv să obțin un post foarte bun la centru, dar în scurt timp după aceea, după vreo 2 ani, domnul Ciopraga, înființându-se muzeul... În 1969, s-a înființat muzeul. Până în 1992 ați fost la Muzeul Literaturii Române. Da. Mai spuneți-ne niște poezii. Da. Haide, nu vreți să vă spun poezie pe care am învățat-o în timpul anchetei, pentru care am făcut 7 ani. Da, ne gândeam că la final să ne spuneți poezia asta, la final. Nu. E o poezie retorică, dar are frumusețea ei și mai ales frumusețea ei născută din sinceritatea cu care a fost scrisă. În preajma, în 56, sărbătorirea a fost în 57, de am scris-o din 56, am avut inspirația nebunească să o citesc unui
prieten foarte bun, un oltean care a fost sufletul sărbătoririi lui Ștefan cel Mare, Aurelian Popescu. Acesta s-a dus și a citit-o lui Zub. Au venit amândoi la o oră lui Ciopraga și m-au tras de mânecă afară să-mi citească poezia. Și eu am rupt-o în mai multe părți și am aruncat-o într-o cuibătoare, într-o scrumieră. Da. Și Zub a luat-o, a transcris-o și a pus într-o carte în care, pe care o dăruisem eu. Și așa a fost descoperită că Zub a fost arestat înaintea mea și cu Popescu, și așa am reușit și eu să intru pe mâinile securității. Oricum aș fi fost arestat, pentru că fusesem organizat. Dar aveau și corpul de poezia, n-ar fi avut-o. Da. Dau glas buciumașii din Putna și Vrancea, din Iași și Suceava, din Neamț și Hotin, iar buciumul-și poartă ecou în suspin, căci astăzi Ștefane furată ți-i lancea. Ea strajă ți-a fost, ea strajă ți-a fost la hotare, păzind al Moldovei străbun legământ, și știre Ștefane ți-a dat din mormânt s-a sculț potolirea urgiei barbare. Dar hoarde vrăjmașe pornite în puhoi răpituți-au glia pământului sfânt și lancea ți-au scos-o din vechiul mormânt odată cu oasele fiilor tăi. Cinci veacuri, Ștefane, s-au drept mărturii că n-a fost Moldova mai tristă ca azi, când dușmanul spradă și codrii de braz, lăsându-ți străbunele plaiuri pustii. Îți spradă stăpâne și roa din flori și a cerului față să pradă de stele, iar neamul ți-l minte cu vorbe mișele și-ți frânge în robie vitejii feciori. Îți spradă odoarele altarelor tale și fierul și aurul văilor reci, de nu poți stăpâne pe acolo de treci să nu-ți sângereze și gândul de jale. Trezește-te în strigătul fiilor tăi și vino, stăpâne, în vechea cetate să sorb până în suflet aurii dreptate, strivind sub călcâie mărșavii călăi. Am învățat-o la anchetă, pentru că cuvânt cu cuvânt mi-a fost analizat. Și trei luni de zile cât a durat ancheta, cumplită a fost ancheta aceea. Și pentru poezia aceasta, ca telespectatorii să 8 știe, ani am luat. Ați luat 8 ani de pușcărie. Da. Din care am făcut 6 ani și ceva. Eu zic că 7 mai ușor. În 64 a fost decretul ăla pe care toți... Da, decretul. Da. Altfel făceați tot țară, făceați tot țară. Categoric făceam. Pentru o poezie, Radu Gil a fost condamnat la moarte. Pentru poemul ăla, ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane. L-au condamnat la moarte și după aia au comutat la pedeapsa pe viață. Da. Pe Radu Gil. Spuneți-ne o poezie de dragoste. Mă gândesc la începutul de unei poezii care mă face pe mine să mă doară inima când mă gândesc la ea și când o recit. Dar acum nu mi-aduc aminte de început, doar o parte din da, ea. Da, un fragment. Mă așteaptă somnul mării după dâmb,
Gândul rătăcește cu toiagul strâmb. Cine mișcă oare geana ochiului închis? O, n-aș vrea vreodată să te văd în vis. Ai aprinde rugul dorului nedrept și-aș rămâne în moarte singur să te aștept. În sfârșit. Dumneavoastră, pe lângă activitatea literară, spunea că ați avut și o activitate de cercetare. Da. În spațiul muzeal. Da, bineînțeles. Am început chiar cu publicarea unor volume de documente. Da. Din cronica unui veac, Junimea și Junimiștii, manuscrise inedite de Vasiliu Tătăruș, de Cezar Petrescu, de Ionel Teodoreanu, de mai mulți. De ce doar în 1990 ați devenit membru al Uniunii Scriitorilor? Dacă tot mare parte din cărți le aveați publicate... Da, da, dosar. Păi... Pentru că nici nu se punea problema ca eu să fiu... Dar lucrați în cultură. Da, lucram în cultură, dar când nu... Știți, n-aș vrea acum să pomenesc anumite nume conducerea Uniunii Scriitorilor dinainte, care nici nu voiau să audă, nici nu voiau să discute măcar cu mine. Și trebuia să mă duc să mă închin lor să mă facă scriitor. Nu puteam. Da. Ați scris despre Ionel Teodoreanu, Viața și opera, în imagini. Da. Ce înseamnă în imagini? Cu multe fotografii. Tot pe activitatea dumneavoastră de muzeograf, nu? Ați adunat aceste materiale. Da, da. Apoi despre Otilia Cazimir, nu? Viața și opera, tot în imagini. George Topârceanu, De la Vrancea și copiii. Da. Emil Gărleanu, Viața și opera. Am repovestit din 1001 de nopți. Eu sunt bolnav după basmul asiatic și mi-a plăcut extraordinar de mult șirul acestor basme din 1001 de nopți și am publicat un volum de basme repovestite de mine din 1001 de nopți. Ei, dar mai multe... Ne apropiem de finalul emisiunii. Dacă mai aveți așa o amintire a unui poem, o străfulgerare așa de... Nu de alea de 100 de pagini, că nu mai avem timp. Un poem așa ca de... O strofă, două strofe. Acum, dacă nu vă mai amintiți acum, noi vă promitem că la lansarea cărții de la editura Junimea... Să vă avem oaspete aici din nou. O să vă invităm din nou cu cărțile pe masă și cu siguranță că atunci vă veți aminti poemul pe care l-ați scris, l-ați trăit, de fapt, în închisorile comuniste. Într-adevăr, și eu vă mulțumesc foarte mult pentru emisiunea pe care ați realizat-o astăzi cu mine. Nu mă așteptam la o asemenea realizare sufletească. Mă bucur pentru ea și
încă o dată, mulțumirile mele cele mai călduroase. Noi vă mulțumim că ne-ați spus atâtea lucruri frumoase în astea. Iată cum, stimați telespectatori, ne apropiem de finalul unei noi ediții a studioului de poezie, unde, alături de Casian Maria Spiridon, l-am avut ca invitat pe Dumitru Vacariu, lângă care, așa cum am promis, vom reveni în momentul în care editura Junimea, a prietenului nostru Lucian Vasiliu, va reuși să-i scoată cartea promisă. Până la o nouă întâlnire, vă spunem la revedere!